Epic Games are pe mână unul dintre cele mai puternice motoare grafice de pe piață, iar anul acesta vedem începutul unei noi ere, pe măsură ce jocurile realizate în Unreal Engine 5 se înmulțesc. Așa că haideți să aruncăm o privire peste unele dintre cele mai interesante titluri care vor fi dezvoltate pe următorul mare motor grafic. Iar cu un pedigre atât de stufos, abia aștept să pun mâna pe unele dintre jocurile astea. Primul care mi-a atras atenția este continuarea jocului survival care a reușit să fascineze o mulțime de gameri. Doar că de această dată are și un protagonist a cărui înfățișare este împrumutată de Vin Diesel. Acesta nu este doar actor în cadrul jocului, ci are și funcția de producător executiv. Areca 2 va fi lansat exclusiv pe Xbox Series și în manieră tipică Microsoft, probabil va fi disponibil și pe PC. Este un alt joc care pune la încercare abilitățile lui Unreal Engine 5. Acesta este o adaptare a nuvelei clasice Journey to the West, pe care am mai văzut-o și în jocuri precum Enslaved, Odyssey to the West. Gameplay-ul este inspirat de jocurile Souls și include lupte epice cu adversarii menși. Noul motor grafic s-a dovedit extrem de util, mai ales când aruncăm o privire la efectele de particule extrem de realiste. Unreal Engine 5 va oferi foarte multă libertate atunci când vorbim despre construcții, iar este fix asta, un joc în care construiești case, iar cu ajutorul motorului grafic de la Epic Games vei putea să faci asta într-un mediu foarte realist, cu grafică extrem de bine conturată. Ceva îmi spune că voi ajunge la un moment dat să omor procesoare cu jocul ăsta, dar rămâne de văzut ce poate atunci când va fi disponibil. O altă propunere interesantă este, jocul bazat pe serialul de succes de pe HBO este deja în lucru și va fi lansat pentru platformele mobile. În acest fel, vom putea vedea noul motor grafic la treabă și pe sisteme mai slabe decât PC-urile, astfel ne putem face idee despre cât de bine pot fi optimizate jocurile create cu ajutorul acestuia. Un alt joc care ne arată o parte din capabilitățile lui Unreal Engine 5 este, dezvoltat de studiul rusesc Team Cloud. Din nefericire, mă îndoiesc că vom pune mâna pe acest joc prea curând din cauza situației actuale, însă cel mai nou gameplay trailer publicat de echipa formată din 4 oameni ne arată cum au prins viața anumite scene pe care le vedem în acest video. Și dacă tot am ajuns la jocuri care vor întârzia din cauza conflictului din Ucraina, trebuie să adaug pe această listă și cel mai nou joc din seria Stalker urma să fie lansat spre finalul acestui an, dar a fost amânat din motive evidente și nu se știe încă starea acestuia. Odată ce lucrurile se vor calma, vom afla cu siguranță ce se întâmplă cu acest proiect, dar până atunci, cei de la GSC Game World au probleme mult mai grave. Jocuri AAA dezvoltate cu ajutorul Unreal Engine 5. Toate jocurile despre care am vorbit până acum sunt niște proiecte foarte interesante, dar niciunul nu este un titlu AAA în adevăratul sens al cuvântului, iar studiurile cu bugete mult mai mari încep să-și adauge creațiile pe această listă. Iar printre primele jocuri mari care vor folosi Unreal Engine 5 se numără. Jocul este dezvoltat de Ninja Theory și deja avem detalii despre poveste și gameplay. Mai avem ceva de așteptat până la momentul lansării, care ar urma să fie undeva în 2023. Unreal Engine 5 stă la baza lumii SCI Fidin, joc pe care l-am văzut în toată gloria sa prin intermediul unei prezentări care a scos untul din PC-uri, Xbox-uri și PlayStation-uri atunci când a fost oferit gratuit sub forma unui demo. Orașul fotorealist din acest joc va fi o încercare, atât pentru echipa de dezvoltare, cât și pentru săracele sisteme care vor trebuie să-l ruleze. Tot ce sper acum este ca jocul să fie mai bun decât rușinea de film care s-a dovedit să fie The Matrix Resurrections. Iar acum am ajuns la finalul materialului, cu trei titluri mari despre care nu avem prea multe detalii, așa că le punem la grămadă, The Witcher, Gears of War și Tomb Raider. Cele trei francize vor primi continuări dezvoltate în Unreal Engine 5. Studiurile din spatele acestor jocuri au confirmat trecerea la noul motor grafic și pe măsură ce ne vom apropia de finalul acestui an, vom afla mai multe informații despre ele. Până vor începe lansările avem timp să ne pregătim sufletește și hardwarește, înrucât la așa grafică, plăcile video sub RTX 2000 și consolele din generația precedentă nu mai au ce le trebuie din punct de vedere al performanței.